După succesele înregistrate la Pitești, în fața Norvegiei, Naționala de Handbal Tineret a României a pierdut cu 29-22 partida disputată la Topoloveni. Primarul Gheorghe Boțârcă a declarat că este onorant să găzduiești un astfel de eveniment. Salut inițiativa celor care au colaborat în sensul acesta și faptul că au venit astăzi două echipe importante din handbalul internațional, la rândul lor campioane mondiale și România și Norvegia. Mă bucur pentru fetele noastre totuși că au totuși în palmaresul lor asupra Norvegiei victorii însemnate, dar astăzi aici la Topoloveni ele n-au reușit să se comporte numai pe rezultat. Mai sunt și înfrângeri. Nu este vorba numai de înfrângere, am văzut foarte multe combinații, am văzut de fapt implicarea antrenorului în a roda echipa, în a face cât mai multe schimburi și asta ajută pentru viitor. Pentru noi, pentru cei din Topoloveni, este un eveniment, l-am tratat ca atare și ne bucurăm să participăm împreună și la alte evenimente. Antrenorul Norvegiei Axel Stefansson a apreciat modul în care delegația țării sale a fost primită în Argeș. Totodată, tehnicianul nordicelor s-a declarat mulțumit și de faptul că meciurile au fost urmărite de un număr mare de spectatori. It was very good time. We have a good matches. Everything is very good. So we can come back. That was very good practice for us. Ne-a plăcut foarte mult și ne-ar face mare plăcere să ne și reîntoarcem la dumneavoastră. Atmosfera creată de spectatori în cele 3 zile, 4 zile. What do you think about the atmosphere created by the spectators during the 3 matches? That was very good. It's important for us to have many people in the hall and that was very good for us. A fost foarte plăcut, au fost mulți spectatori și atmosfera creată a fost una foarte bună pentru jocul de handbal. Reprezentativa de tineret a României se află deja la Craiova, unde va juca 3 meciuri într-un turneu de calificare la care mai sunt prezente echipele Sloveniei, Marii Britanii și Poloniei. Primele două clasate se califică la turneul final al campionatului european din Danemarca, ce are loc între 1 și 8 august.